Situația sanitară existentă în prezent face ca solicitările spitalelor pentru sânge, dar și produse derivate necesare în diferite intervenții chirurgicale, dar și în tratarea de COVID-19, să fie una mare. În acest an, cei de la Centrul Județean de Transfuzie Sanguină Hunedoara Deva au organizat mai multe campanii de donare de sânge, chiar și în condițiile pandemice pe care le cunoaștem. Rezultatele acestor acțiuni au fost satisfăcătoare, sângele recoltat salvând vieți. Peste 7500 de hunedoreni, numărându-se în acest an printre donatori, iar cei de la Centrul Județean de Transfuzie Sanguină le mulțumesc pentru gesturile lor nobile. Eu mulțumesc tuturor celor care ne-au trecut pragul în acest an și deja sunt peste 7500, până acum n-am încheiat chiar anul, 7500 de donări. Le mulțumesc tuturor celor care ne-au dat o mână de ajutor atât aici la sediile Centrului Deva, Hunedoara, Petroșani, cât și în campania derulată, caravana donării pe care am derulat-o în câteva luni de vară, când ne-a permis puțin pandemia și unde am avut foarte frumoase rezultate. Am recoltat de la diverse primării protopopiate și am reușit să stabilim un echilibru, un stoc cât de cât între la produsele de sânge. Cu toate acestea, cererile de sânge de la spitalele hunedorene sunt foarte mari, iar stocurile Centrului Județean de Transfuzie Sanguină sunt limitate, iar numărul donatorilor, fără prea mare efort, poate crește. De aceea, toți hunedorenii apți din punct de vedere medical sunt așteptați să se alăture campaniei Donarea de Sânge, o faptă bună în tolba lui Moș Crăciun, inițiată de Centrul Județean de Transfuzie Sanguină. Se poate dona sânge la centrele fixe de recoltare din Deva, vis-a-vis de Casa de Pensii, la Hunedoara, la etajul al doilea al Policlinicii Spitalului și la Petroșani, la Policlinica Stomatologică, la etajul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 12. De asemenea, donatorii sunt rugați să urmărească paginile de Facebook ale Centrului de Transfuzie Sanguină Hunedoara Deva și CTS Deva, pe care se anunță în ce locații vor fi prezente caravanele mobile de recoltare de sânge.